Informăm că ministrul Forțelor Armate a acționat ca trădător împotriva independenței și suveranității României și, dându-și seama că este descoperit, s-a sinucis. Facem apel către toți cei care își iubesc țara și poporul să acționeze cu cea mai mare fermitate împotriva oricărui trădător. Toate zvonurile și minciunile au fost dirijate în strânsă legătură cu trădătorii de țară și cu cercurile imperialiste de trădătorul Milea, care a organizat aceste provocări, a spus minciuni și a informat fals în legătură cu situația din țară, nespunând nimic despre crimele și distrugerile din Timișoara.